piel vă recomandă Aminoplant, biostimulator pe bază de aminoacizi esențiali naturali pentru culturi cerealiere, oleaginoase și vitipomicole. Am revenit, vă spuneam că în această parte a emisiunii vom discuta despre tinerii fermieri, fonduri alocate, vom vorbi și despre efectele și eficiența pe care am văzut-o până acum în programele de alocare a fondurilor pentru tinerii fermieri. Știți bine că nu suntem la primul exercițiu bugetar în care se alocă astfel de sume. Vă reamintesc invitații, domnul Bogdan Chiripuci este expert în domeniul agribusiness alături de noi și ni s-a alăturat și doamna Ani Ciui, este consultant fonduri europene. Bună ziua, doamna Ciui, vă mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună ziua și mulțumesc frumos! Așadar, am să rog în bunul nostru obicei să rog pe Bogdan Chiripuci să fac o introducere în această temă a tinerilor fermieri și a fondurilor alocate și apoi să intrăm și în zona de fonduri europene. Vă rog, Bogdan Chiripuci. Sigur, mulțumesc. Aș vorbi nu doar despre alocarea fondurilor din pilonul 2 pentru tinerii fermieri, ci și despre licitațiile care au fost și care urmează să fie realizate de către ADS pentru instalarea tinerilor fermieri sau pentru stabilitatea lor în cadrul afacerii deja făcute. Vorbim despre redevențe din ce în ce mai mari, de 2.000-3.000 de kilograme per hectar. O rentabilitate pentru aceste valori nu prea văd cum ar putea fi posibil. Adică avem sume destul de mari pe care viitorii fermieri trebuie să le achite pentru a putea beneficia de acea suprafață. Este bine că sunt îndrăzneți, este bine că își doresc să realizeze afaceri agricole, da, să investească în business de familie sau în propriul business pe care și l-au lansat vremelnic sau pe o perioadă de timp determinată, dar sumele respective trebuie calibrate și spun asta pentru că s-ar putea să aibă probleme datorită impactului negativ a crizelor multiple pe care le trăim și mă refer aici la impactul războiului din Ucraina, la volatilitatea prețurilor la inputuri, la seceta pedologică cumulată cu lipsa unor investiții sustenabile în sistemul de irigație, mă refer pe care la infrastructura principală. Dacă există posibilitatea realizării unor bazine de retenție sau forări la anumite adâncimi cu aprobarea apelor române, este foarte bine să fie așa. Dar sunt puțin sceptic în privința sustenabilității financiare a acelor afaceri care beneficiază de acele suprafețe. Mergem mai departe către zona. Vă rog. Da, mergând mai departe către zona de investiții. Da. Începând din acest an, fermierii au la dispoziție o alocare bugetară de 250 de milioane. Cu un quantum per proiect de 70 de euro, plus nerambursabil. O valoare care le poate permite realizarea unui plan de afaceri cu impact socioeconomic la nivelul spațiului rural pentru următoarea perioadă. Speranța noastră, și spun a noastră, la totalitatea mediului asociativ, pentru care are o viziune similară cu a noastră, ca sumele respective să fie distribuite eșalonat, să nu avem un singur apel în acești 5 ani aferenții reformei 4. Este foarte bine să avem o defalcare, să putem realiza o radiografie a întregii lansări în privința primei acțiuni. Investiția destinată instalării tinerilor fermieri este a treia în calendarul celor de la Ministerul Agriculturii și după partea de irigații, cele două măsuri dedicate irigațiilor. Iar tânărul fermier trebuie să aibă la dispoziție astăzi
deja o afacere începută, dezvoltată, cu anumiți parametri minim, respectiv minim 12.000 de SO în zona non-montană și 8.000 în zona montană. Vorbim despre valori care ar putea fi calibrate, din punctul meu de vedere, în funcție specificul acelui standard output, în valori învechite care ar trebui redresate, iar stabilitatea financiară ar trebui gândită pe baza unor indicatori economici. Economici, de mediu, digitali și firește financiari. Bun. Economici și financiari, pentru că așa. Partea financiară înglobează totalitatea aspectelor pe care le are o afacere. Mă refer practic la rata de rentabilitate a unei afaceri. Când vorbesc despre economic, mă refer să iei la cerere și ofertă. Ok. Mulțumesc. Haideți să, să ascultăm și opinia doamnei Ani Ciui. Am să vă rog să ne spuneți, printre altele, desigur, și pentru că Bogdan Chiripuș vorbea despre pericolul unui singur apel, adică ar fi bine să nu existe doar un singur apel, e firesc pentru a eșalona și pentru a da șanse mai multe tinerilor fermieri. Și de asemenea, cred că trebuie să plecăm de la ideea că acest program, instalarea tinerilor fermieri, a fost totdeauna un program, dacă nu de succes, cel puțin foarte căutat. Nu, doamna Ana Ciui? Da, într-adevăr. Consider oportună măsura care vine pentru tinerii fermieri în noul exercițiu financiar. De asemenea, sugerez tuturor fermierilor să ia legătura cu un consultant, să nu neglijeze aspectul ăsta. Și, de asemenea, consider că este foarte important o pregătire în prealabilă a fermierului înainte de a lua legătura cu un consultant. Totodată, vă rog. Un calendar. Vă rog, vă ascultăm. Totodată avem un calendar publicat foarte promițător, adică în luna iunie să înceapă depunerea proiectelor, ceea ce este puțin improbabil, având în vedere că ghidul nici măcar nu este în consultare publică. Aici găsim o mică problemă în cadrul fermierilor. Dar consider că fermierii care au inițiative și care lucrează deja terenuri au făcut demersurile necesare. Am înțeles. E mai complicat prin actualul PNS sau e la fel, procedura este asemănătoare cu ceea ce știau tinerii fermieri și până acum, doamna Ana Ciui? Ceea ce noi avem în momentul de față este doar o mică descriere noul plan strategic, iar din câte noi am citit și eu am citit, anumite condiții s-au păstrat, cum ar fi comasarea exploatațiilor, studiile care conferă fermierilor punctaje suplimentare. De asemenea, am mai văzut un punctaj, nu știm cu exactitate ce punctaj o să fie pentru zonele montane. De asemenea, o noutate, s-a introdus 8.000 de ESO-uri pentru zona montană, ceea ce înainte, zona montană era considerată ca și o zonă normală în ceea ce privește ESO-urile. Adică zona montană, zona normală, începea de la 12.000 de ESO-uri până la 29.000 de ESO-uri pentru cei care doresc 40.000 de euro. Ok. Bun, deci acestea, să zicem, erau condițiile, nu? Și proiectele se vor păstra, din câte înțelegem, apropo de acest program. Da, undeva la 70-80%, cu siguranță se vor menține anumite lucruri din vechiul exercițiu financiar, deși bugetul alocat pentru noul exercițiu este foarte mare. Vine undeva la 3.500 și ceva de proiecte pentru țară. Cu siguranță, dacă rămâne doar o lună de discutere a sesiunii, va fi o nebunie și pentru noi, cei care scriem proiecte, dar și pentru cei care vor proiecta proiecte. Bun, încă o întrebare v-aș ruga. Din câte am văzut, sau mă rog, în ultimii ani au fost mai multe cereri de finanțare decât bugetul, nu? În acest program. Credeți că va fi cazul și acum? Da, cu siguranță. Ceea ce noi remarcăm, sau eu remarc la birou, cerința sau solicitările din
mult, mult mai mari decât în anii precedenți pentru tinerii fermieri. Probabil și din cauza faptului că tânărul fermier rămâne în continuare un program sau o măsură care nu conține cofinanțare. Am înțeles. E o parte importantă a programului. Da, iar criteriul pentru fermierii care vor să primească 20.000 de euro în plus, dacă integrează procesare sau ecologic, cumva atrage și cumva surprinde fermierul și dorindu-și mai mult. Am înțeles. V-aș mai ruga, pentru că suntem la momentul concluziilor, dați-ne, nu știu, câteva sfaturi, recomandări, dacă acesta este termenul, imediat o să-l rugăm și pe domnul Chiripu să facă același lucru, pentru tinerilor fermieri care vor dori să acceseze acest program, sigur, poate din experiența anterioară pe care o aveți, evident. Eu le sugerez să fie super atenți în ceea ce privește documentația. De acolo pornesc cele mai multe necazuri în cadrul proiectelor aprobate sau neaprobate. Cumva documentația este foarte stufoasă, deși la început poate pare simplu, dar documentația este cea care ne dă și nouă probleme, dar și lor. Probabil acolo ar mai fi anumite lucruri de îmbunătățit. Spuneți că e bine să meargă la un consultant, să lucreze cu un consultant, nu poate mai simplu așa. Da, da, sau cel puțin o discuție preliminară să o aibă cu cineva, cu cineva care îi inspiră încredere și transparență. Sau cel puțin să îi facă o simulare de un punctaj după ce va fi publicată grila consultativ. Bun. Bun. Și mai vrea să mai adăugați ceva, dacă nu mă înșel. Nu, eu cred că documentația este cea mai importantă și, bineînțeles, munca fermierului pe care el o are. Consider că doar fermierii care practică un pic agricultura, fie cu părinții, fie cu bunicii, sau fie au studii universitare în domeniu, merită să încerce și chiar să aducă un aport bun tinerilor nouă, inclusiv. Perfect, am înțeles. Vă rog, Bogdan Chiripuci, câteva idei de final, pentru că suntem la finalul dialogului nostru. Vă rog, vă ascult, vă ascultăm. Sigur, chiar mă gândeam la nivel de feedback asupra exercițiilor anterioare pentru această măsură, ce aș putea să le comunică spectatorilor. Și vin cu speranța eliminării acelor condiții artificiale. Este foarte important să dăm șansa tinerilor care vor să se instaleze, care s-au instalat într-o perioadă de timp apropiată. Cred că acei beneficiari de fonduri care au realizat bună credință anumite condiții artificiale pentru a putea fi eligibili în cadrul timpului, să primească un ghid care să nu îi mai încurajeze să transmită astfel de proiecte, iar în acest fel lista beneficiarilor s-ar putea să fie încadrată de bugetul alocat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Adică să nu mai avem situații de eligibilitate fără finanțare, să avem eligibilitate cu finanțare pentru toți fermierii care vor să aplice și sunt de bună credință. Iar al doilea aspect, dorința de a putea avea niște proiecte sustenabile, de a putea avea o instalare a tinerilor fermieri în spațiul rural. Știm cu toții, s-a mediatizat, o vedem, o auzim, nu e prea există fermieri tineri instalați în zona rurală. Există fermieri de oraș. Da, e important acest lucru. Poate se schimbă ceva în actualul exercițiu bugetar. Poate se schimbă ceva și venind cu completarea celor spuse la începutul emisiunii în privința galurilor. Poate acel antreprenor care s-a instalat sau urma să instaleze cu o mică afacere la care registrează peste 12.000 de standard output în zona non-montană, respectiv 8.000 în zona montană, să poată avea o viziune de ansamblu la nivelul ecosistemului să dezvolta sustenabil într-o viziune strategică la nivel local. De asemenea, cred că este important ca Ministerul să poată oferi, atât în cadrul acestei măsuri, cât și în cadrul celorlalte, o viziune strategică la nivel național.
Există foarte multe măsuri axate de o anumită zonă a țării de timp pentru celelalte. În acest fel, se creează tot felul de discrepanțe sociale, economice, pe care, din păcate, le resimțim cu toții. Mulțumesc. Să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc, doamna Ani Ciui, pentru prezență și pentru informațiile oferite. De asemenea, mulțumesc, Bogdan Chiripuci, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm în continuare la AgroTV. Vă dorim o zi bună. Noi continuăm emisiunea noastră și acum este alături de mine colega noastră Ramona Pandele, jurnalist AgroTV. Bună seara, Ramona, mulțumesc pentru că ești cu noi. Bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit, bine v-am găsit, dragi telespectatori! Avem, evident, și ca de obicei, avem jurnalul de la ora 19. Sigur că încercăm să parafăm, să prefațăm un pic acest jurnal și avem o serie întreagă de știri interesante, nu? Să plecăm cu cele din bineînțeles, jurnal. Ca de fiecare dată, cum știu că i-am obișnuit pe telespectatorii noștri, avem cele mai noi și mai importante informații care sunt în acest domeniu al agriculturii și, bineînțeles, și al finanțelor, pentru că nu putem vorbi de agricultură fără bani, din păcate. Avem astăzi, să spunem așa, o serie de știri într-un grupaj pe zootehnie, să spunem. Ne-am aplecat un pic mai mult pe acest subiect pentru că și colegul nostru, Marius Milea, a avut destul de multe drumuri prin țară și așa cum îl știm noi pe el, a stat de vorbă cu toți fermierii importanți și, bineînțeles, că printre acești fermieri și printre acești oameni care sunt de seamă în partea de zootehnie agriculturii, vorbim despre Asociația Romovis, pe care o știm cu toții și al cărui președinte a acordat colegului nostru Marius Milea un interviu, în exclusivitate, să spunem, pentru AgroTV, despre faptul, acum, să spunem, tratăm problema oierilor și mai exact a ciobanilor, pentru că este o criză mare de ciobani. Am văzut că am importat ciobani, nu? Sau cum? Da, iată, am importat, nu este un fenomen nou. Bine, da. Se întâmplă de ceva vreme, pentru că odată cu deschiderea pieței europene, din ce în ce mai multă forță de muncă a plecat din România spre alte orizonturi europene mai echilibrate, să spunem, decât cel al nostru din România. Și atunci oamenii au rămas cu puțină forță de muncă calificată. Și e important să ai oameni calificați pentru că altfel nu te poți descurca, ceea ce iată s-a întâmplat și în acest caz, pentru că ciobanii importați, așa cum spunem noi, din Asia, majoritatea nepalezi, indieni, au plecat pentru că munca e grea. S-au calificat aici, nu? Nu prea s-au adaptat la condițiile noastre, asta este o problemă. Și tocmai de aceea au cam plecat. Am văzut că plecat, titlul știe că muncă grea la stână. Un pariu pierdut, da. Un pariu pierdut în sensul că la început părea o gură de aer, să spunem, pentru o soluție la îndemână pentru fermierii din domeniul oieritului și atunci au încercat pe cât posibil să aducă această forță de muncă și să-i aclimatizeze, să spunem, la ce se întâmplă la noi. Se pare că nu s-au aclimatizat, nu s-au adaptat prea bine la ce se întâmplă la o stână și atunci au plecat răsându-i pe fermieri. Tot fără forță de muncă. Fără forță de muncă calificată, să spunem foarte clar, pentru că asta e important și în, practic în imposibilitatea de a-și continua de multe ori activitatea, ba chiar să-și diminueze efectivul de animale, pentru că nu se mai pot descurca. Bun, asta e situația mai... Este o situație, o realitate pe care o să o vedem și în jurnalul din această seară, de la ora 19, am văzut așa că cum a zis Rudy. Există și o știre cu rasa Aberdeen Angus. Aberdeen Angus a pătruns pe piața din România de ceva vreme. Important este că din ce în ce mai mulți crescători de bovine se îndreaptă către această rasă, pentru că are multe calități. Și pentru că din produsele obținute din bovine, carne, lapte și produsele derivate sunt de cea mai bună calitate, de calitate premium, se spune. Și așa,
din ce în ce mai mult se îndreaptă către rasa Aberdeen Angus. Acum sunt undeva la 100.000 de, peste 100.000 de exemplare de capete, în țară. Da. Și cred că este un subiect bine tratat, iarăși, de colegul nostru Marius Milea. O să vedeți în jurnalul de la ora 19 despre ce este vorba. Mai vorbim și despre o soluție pe care fostul ministru al agriculturii, domnul Adrian Oros, a găsit-o pentru ceea ce se întâmplă acum în sectorul laptelui. Domnul Adrian Oros, într-un interviu în exclusivitate pentru Agro TV, ne vorbește despre cam care ar fi soluțiile practice pentru a se ieși din această criză. Trebuie doar aplicate și mai întâi, bineînțeles, identificate de cei care sunt acum în cadrul ministerului. Atunci invităm pe telespectatori. Nu vreau să vă spun mai multe, pentru că trebuie să vă uitați diseară la ora 19 la jurnalul Agro TV. De altfel, aceste subiecte pe care le avem în această seară le veți regăsi și pe platforma noastră Media Agro TV, pe site-ul nostru agrotv.ro, acolo unde găsiți toate informațiile pe care noi le prezentăm în jurnal și, bineînțeles, și din cadrul emisiunilor noastre Agro TV. Da, și mai avem un subiect pe site de data aceasta. E vorba despre ministrul finanțelor, nu? Care a dat câteva explicații legate de banii agricultorilor sau de impozitele lor. Da, este interesant ce spune domnul Adrian Căciu, ministrul finanțelor, care să fie clar că vorbește un om care știe ce înseamnă banii, așa. Despre bani este vorba și despre faptul că spune domnul ministru al finanțelor că în sectorul agriculturii avem mai mulți bani decât proiecte. Nu e o problemă, spune domnul Căciu, faptul că există subvenții, există finanțări, ceea ce România nu prea știe să facă este să investească, să lucreze la capitolul de investiții și atrage atenția domnul Adrian Căciu asupra faptului că România mai are undeva 7 luni să se pună la punct cu cele 2,8 miliarde de euro care ar trebui să meargă spre investiții în agricultură, pentru că dacă nu se întâmplă să se facă ceva în acest sens în cadrul investiții în agricultură, vom pierde acești bani la finalul anului. Banii, da. Undeva la, vorbim de un exercițiu financiar 2014-2020. Este un extras, să spunem, din ceea ce s-a întâmplat la, la o conferință națională, hrană de calitate. Este vorba despre proiectul România Inteligentă. Știm, Antena 3 CNN a organizat această conferință și în cadrul acestei conferințe, bineînțeles că a fost preluată de toată presa și mai ales de cei interesați de agricultură, cum suntem și noi de altfel. În această conferință, domnul Adrian Căciu a vorbit foarte aplicat despre ce se întâmplă în agricultură și ce se întâmplă cu banii din agricultură. Da, am văzut că, printre altele, a spus că fiscalitatea în agricultură este cea mai redusă din toate sectoarele economice. Exact, exact. Tocmai pe faptul că se merge foarte bine pe plățile directe, nu există probleme acolo, banii ajung la fermieri, însă în ceea ce privește investițiile, se pare că birocrația împiedică accesul fermierilor și al marilor producători la fondurile europene de care au nevoie pentru a evolua, pentru a investi în inovare. Și atunci, neinvestind în ceva mai bun, bineînțeles că vom rămâne mereu cu acei bani de subvenții care te ajută într-adevăr la anumite costuri, dar mai departe și pe termen lung, investițiile sunt, așa cum știm, esențiale pentru orice afacere. De acord. Să ne oprim aici. Îți mulțumesc, Ramona, pentru că ne-ai adus. Și eu vă mulțumesc și vă aștept la ora 19. La ora 19, jurnalul Agro TV. Încă o dată mulțumesc, Ramona Pandele, jurnalist Agro TV. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe Agro TV. Urmează Ce vor plantele, apoi jurnalul, așa cum v-am spus. Vă doresc toate cele bune, să ne vedem și să ne reauzim cu bine.